la care nu s-a revenit. După lungi discuții cu medicii de familie privind distribuirea cardurilor de sănătate, Casa Națională de Asigurări anunță că este posibil ca acestea să fie distribuite către asigurați prin poștă. Pe site-ul Casei Naționale este pusă în dezbatere publică o modificare a legii în acest sens, care cu siguranță va fi adoptată, după cum o spune chiar președintele Casei, Giurgiu Marin Constantin. Acum modificarea va fi: distribuția cardului se va face prin primării și serviciile de stare civilă în localitățile sub 15.000 de locuitori și prin intermediul oficiilor poștale. Toate serviciile medicale oferite pacienților se vor efectua în baza cardului de sănătate. La medicul de familie, fiecare asigurat va merge cu cardul pe care vor fi încărcate electronic informații despre pacient. În prima fază, cardul de sănătate va conține doar informațiile minime: numele și prenumele și codul de identificare, un cod care este altul decât CNP-ul. Mergem la medicul de familie, care inscripționează anumite informații cu acordul pacientului. După aceea, cardul va fi funcțional. 1 milion de carduri au fost tipărite până acum din cele 16 milioane și până la sfârșitul lunii ar trebui să ajungă la asigurații cu vârstă peste 18 ani. În județul Giurgiu sunt 206.000 de asigurați care vor primi aceste carduri de sănătate. De la jumătatea anului viitor, serviciile medicale se vor acorda doar în baza cardului de sănătate.